mi-ai zâmbit, inima mi-a zăpăcit. Ai costat inima mea. M-ai făcut să te iubesc, pentru asta-ți mulțumesc. Și-ți dau ție inima, să faci ce vrei tu cu ea. Ai costat dimineața.
Mai mergem și noi pe munte? Bă, mai mergem. Voi sunteți pregătiți deja. Neața. Bă, la 8:40 așa. Dana face nenic? Păi zi, mă. Mamă, ce vine la voi, nu ne-a bătut lumina la noi? Bate lumina la noi? De două ori. Ce mă, din tavan? Din tavan. Că tu ai nimeni bine, a? Lumina în cap de dimineață. Păi vă lăsăm să vă aranjați și să mergem și noi la masă. Cât e ceasul? E 9. Afară sunt 8 grade. E 9 afară, 6.000. Că a plouat, că erau bălți. Da? Uite pe ce erau bălți. Nu știu unde dățeam. Unde lucrează ea? Ăștia lucră, măi, am crezut că să ai bunoiul. Lucră, mă. Ăștia au făcut gălăgie de dimineață. Am gălăgie și m-am trezit. De la ăștia. Eu m-am trezit de la 7, dar acum am ațipit iară. Da? Ce să faci? Nu știu dacă am ațipit 5 minute. Noi suntem fresh. Vă așteptăm să mergem să luăm alea. Hai, v-ați pus brânză și roșii. Ți-ai pus frontala? Da. Nu-i frontala, e aia de... Și că sunt 8 grade. 8 grade, auzi. M-a uitat și eu pe telefon. Auzi, dar nu comandăm ceva scumpă de lei? Da, dar brânza ce facem? Cu cruci la cort. 9 grade mi-arată mie. Ai văzut? Da, da. Ce mi-e 8, ce mi-e 9. Am mai crescut 1 grade. E mai cald, mă. Hai să mergem și să... Hai, faceți-vă bine! Hai, hai! Cât pare! Nu mai după nicio
fosterai, cură de plai, cântul naiului, leacul torului, fuga răului, toate-ntoi la timpul lui. Lumea cât ar fi de mare, nu a pomenit sub soare. Cânte mai cotor și mai arzător din Valea Strabună, i-auzi cum răsună. Din vreme Strabună, doi nani ne adună, face din noapte zi, din mii de lacrimi poezii. Așa să ne fie norocul, că ne place jocul, e iute ca vântul și cântul. Dorul, 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 dorule, dă-ne roadele, dă-ne roadele, în fără de orile. Dorul, 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 dorule, umple satele, toate satele, cântă de zori. Asta e drumul care duce spre peștera Scărișoara. Până aici a fost asfaltat și jos e o parcare. Unde am lăsat și mașina. Că trebuie să luăm un ghid. Cred că trebuie să plătim. Și asta e adevărat. Miroase a plăcinte hoțești. Bună ziua. M-am băgat și eu în seama. Da. Încă una. Mai știi? Da, e vorbeam de zi. Ce de tineri frumoși. Foarte frumoși.
Așa, deci odată cu biletul, care bilet costă, bilet de intrare 13 lei, luați și voi două, nu? Așa, primești un pliant în care ți se explică câte ceva despre istoria peșterii. Nu, nu primești, ți-l oferă dacă îl vrei sau nu vrei. Da, primești, deci poți să-l refuzi. Băi, tot ce ți se dă, trebuie să iei. Și așa cum stăteam noi așa, într-un loc, așteptând să cumpărăm bilete, să facă ora de intrare la Sfărișoara, cu ochii în telefon, în Facebook, ne-am trezit că s-a format o coadă în care am fost incluși. De la intrare până la casa de bilete. Deci ne oprim, ceilalți ne adunăm spre dumneavoastră ca să stăm de vorbă undeva aici, unde nu chiar fi tare. Cu urmă mergem în continuare să vedem despre ce... Și avem niște scări modernizate, imediat când intrăm. Le place? Place. Le place? Cred că îngheată așa de mult. Este o zi vată. Da. Astea alunecă. Și avem iarăși toți. Da, da, da. Vă vezi fericire la urcare. Țarul este situat la o altitudine de 1165 de metri față de nivelul mării. 1165 de metri avem acolo sus unde am luat biletele. Noi ne aflăm într-un aver. Deci ce vedem noi aici se numește aver. Și are o înălțime de 48 de metri. Vom ajunge în sala mare a Ghețarului peste marele bloc de gheață. Marele bloc de gheață are grosimea de la 16 la 36 de metri. Stratul de gheață pe care sunt fixate podețile peste care vom merge este cât un bloc de 10 etaje. Este cel mai mare ghețar subteran din lume ca volum de gheață, având 120.000 de metri cubi. Are o vechime de 10.500 de ani. A fost descoperit în 1847 de către un geograf austriac, în 1921 pe un loc român, Emil Racovici, o da mai multe detalii despre ghețar, dar locuitorii zonei o știu de el, folosindu-l ca sursă de apă și ca și frigider.
Când vom ajunge în sala mare a ghețarului peste marele bloc de gheață, vom face stânga pe podețe. Mergând în stânga, o să vedem o alungire a ghețarului într-o peșteră. Acolo este rezervația mare, în care intră numai cei ce monitorizează topirea ghețarului. Rezervația mare merge pe o lungime de 300 de metri, 60 de metri se alungește ghețarul tip topogan, pe urmă este peșteră de calcar. Vom trece pe lângă un ghețar sub formă de un deal, se numește dealul cu eschimoși. Vom ajunge pe lângă niște coloane de gheață ce vețuiesc toată vara. Pe urmă vom ajunge la un balcon și vom vedea sala mică a ghețarului, numită biserică, pentru că toate formațiunile de gheață s-a așezate sub formă de altar. Pe urmă vom veni și vom urca. Noi, ca și public, facem numai o plimbare peste marele bloc de gheață, vizitând sala mare a ghețarului și sala mică a ghețarului. Temperatura în peșteră avem de 0 grade, iar la sala mică minus 1 grad. Cei ce ar haine să îmbracă, cei ce n-ar dau jos ce ar, să nu li fie fric pe bucăți, să li fie păstătăți. Cam asta este ghețar. Mergem, întrebări dacă avem. Cât durează? 40 minute înseamnă coborârea, vizitarea și urcarea. Ok. 40 de minute. Da. Deci ne ducem pe o parte și ne întoarcem pe partea altă. Da, da. Asta e ideea. Acolo e treaba asta. Care e ghețarul? De sub unde ziceai de nuntă. Acolo de sub e lac. Acolo e lac. E lac de te dai cu barcă. Dar n-avem pe unde intra. Nu te lasă. Nu te lasă. L-am dat prea măsuratele. Aha. Auzi, cum sunt mai bune? Păi văd că e un cablu care duce pe acolo. Te spun eu, scară. Aha. În loc de gheață, cobor vreo 20 ceva de metri, dar nu știu să ești dacă nu ești. Ne-am pus acolo. E labirint acolo. Da. Ne-am făcut electrificarea, aparținea de Sibiu. Aha. M-am măsurat noi topometrii, a fost aici. Mi-a băgat și până la o dată în viață.
Păi zice că are 10 blocuri, de 10 etaje gheața grosime. Păi cobori aici, cred că vreo 50 de metri. Pe lângă gheață. În funie. Uh-huh. Scară făcută de furt. Frânghie era așa, în cap, mă, trebuie să fii... E un lac, e un E apa, apa topită de la gheață. Da, și ăla care răspundea acolo avea palmic. E foarte mulți ani aici, da, zeci sute mii de ani. Bine, uh-huh. Da, chiar că e petrificat, vezi? Are pietră înăuntru acolo. Aha, nu e... Mă, ăsta are 5 metri înălțime. Cum era ce fain? Ia stai pe acolo. Asta e peștera adevărată. Și ia să vezi acolo câtă gheață e. Așa. Da, uite, la urmă. Ce? Și. Și, și. Un P360. Aș putea să se dă toți banii. Să lumea după noi. Zâmbit, zâmbit. Cu toți banii, pentru toți banii. Acest pământ mai avem un loc sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vine sunt, mai există ceva sfânt. Cât durare mare zboare, ori îmi cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare mare zboare, ori îmi cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem o viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât o ceafă urăsare, și în cer e sărbătoare, și e pace pe pământ, mai avem un lucru sfânt. Cât durare mare zboare, ori îmi cântec ce dispare, și există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare mare zboare, ori îmi cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, și ai cui zice părinte, mai există lucru sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, și ai cui zice părinte, mai există lucru sfinte. Cât durare mare zboare, ori îmi cântec ce
sămânit. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal.